Alo, bună seara, vă ascultăm. Da, am un lămâi. Da? De vreo 50 de ani, deci l-am altoit. Da. I-a mers bine o perioadă și acum când îl introduc, că îl țin afară în curte și iarna îl bag în casă. Așa. Iar acum de la o vreme îi cad frunzele. Au niște fluturași albe așa pe, da. E, și pe fructe și pe frunze. Da, când atinge, frunzele sunt lipicioase. Așa, când atingeți zboară fluturașii. Da, câteodată, da, câteodată cam rămân lipiți așa de frunze. Așa, așa. Și mai are o problemă. Deci el acolo la bază unde intră în pământ a apărut o crăpătură în copac, în lemn. Așa, da. Și mă gândesc, ai de o făinarie ceva? Nu are, nu, nu se vede nimic. Făinare nu așa se manifestă la tulpine, așa. La lemn. Încercați dumneavoastră următorul tratament. Deci să vă cumpărați din fitofarmacie produsul Calypso, da? Împreună cu produsul Envidor. În 5 litri, așa, în 5 Envidor. Envidor. În 5 litri de apă puneți dumneavoastră 2 ml de Calypso. Așa. Și 5 ml de Envidor. Soluția o puteți păstra aproximativ o lună de zile, dar trebuie să faceți tratamentul 3 săptămâni la rând, o dată pe săptămână. O dată pe săptămână. Și să stropiți și planta, și pământul, și plantele care le aveți în preajma lămâiului. Deci o dată pe săptămână, 3 săptămâni la rând. Exact. Iar acolo unde aveți rana la tulpină, da. Încercați dumneavoastră și cu... un cuțit, da. Să încercați să eliminați tot ce e rău acolo până în verde, până când dați de coaja verde. Da? Și da. Să puneți acolo, să badijonați cu un produs pe bază de cupru, Champ sau Champion. Deci Champion. Da, faceți așa o pastă, puneți ca și cum faceți nesul. Deci o pastă dintr-un produs pe bază de cupru. Da, da, să fie, v-am spus, orice, ori Champion, ori Funguran, ori Triumf. Să nu fie zeama bordeleză, că aia nu-i bună. Așa, Triumf, Champion. Da. Așa, deci fac o pastă după ce curăț. După ce curățați, faceți toaletarea până în verde. Și frumos, cu o pensulă aplicați soluția respectivă și cu asta ați încheiat. Da, vă mulțumesc.